S-au apucat de gătit, spuneau că fac pastramă. Cu siguranță va fi la fix și atunci când se vor întoarce Daniștena, pentru că și lor le place. Am înțeles că Vlad și Cătălina nu mănâncă, nici nu suportă mirosul, dar s-au apucat de gătit și spuneau că îți dai seama că va mai fi decât mâine, gen emisiune live și luni, și spuneau da, așa o să fie, de-abia aștept. Și Antonie spune, o să mergem la tine acasă. Cu siguranță o să fie primiți cu brațele deschise și atunci se vor lămuri multe lucruri, pentru că cred că nici nu știe, nici nu se așteaptă Antonio la o primire atât de călduroasă precum probabil o să ofere familia Mariei. Și dacă va veni și fratele lui și cumnata, cu siguranță toți vor fi primiți cu brațele deschise și atunci cumva se va consolida cu adevărat relația.